am abordat și am luat decizii. Ceea ce ține de relansarea discuțiilor la nivel de experți în vederea semnării acordurilor, tratatelor de bază și de frontieră între Republica Moldova și România. Am luat o decizie în vederea organizării unor ședințe comune a guvernelor Republicii Moldova și României, după modelul celor organizate de România cu Italia, Franța și Ungaria. Am stabilit că aceste întruniri să aibă periodicitate de 2 ori pe an, o reuniune în România, o reuniune în Republica Moldova. Am convenit asupra acțiunilor care ar duce la deschiderea cât mai rapidă a consulatelor României la Bălți și Cahul, precum și al consulatului Republicii Moldova la Iași. În cadrul acestei vizite am propus să se ia în calcul și să întreprindă acțiunile necesare în vederea deschiderii unui punct consular al României la Ungheni, pentru a facilita traversarea frontierei pentru cetățenii Republicii Moldova. Ceea ce ține de deschiderea Consulatului Republicii Moldova la Iași, țin să menționez că miercuri, deci peste o zi, experții de la Ministerul de Externe se vor deplasa la Iași pentru a soluționa această problemă sub aspect tehnic, depistarea sediului și măsurilor necesare în vederea deschiderii cât mai grabnice a acestui consulat. Am discutat și am convenit iarăși asupra unui plan de acțiuni în vederea soluționării problemelor existente în vederea deschiderii cât mai grabnice a podului Rădăuți-Lipcani pentru a oferi posibilitatea celor din nordul Republicii Moldova să aibă acces direct în România. Și ne dorim ca acest lucru să se întâmple simultan cu intrarea în vigoare a prevederilor acordului privind micul trafic la frontieră. Am avut o situație de a o reglementa ceea ce ține de acea taxă care a fost impusă pentru elevii noștri care, și studenții noștri care se aflau în România pentru a primi acel permis de ședere. În cadrul discuțiilor s-a constatat și se întâmplă nu doar la noi, atunci când funcționarii aplică norma legală, așa cum înțeleg ei, dar nu cum se prevede. Această problemă a fost rezolvată pe loc. Această taxă nu mai este în vigoare. O discuție aparte a fost pe marginea abolirii cerinței de a depozita suma de 500 de euro pentru cetățenii Republicii Moldova care vizitează România.